Astăzi vom încerca să supraviețuim 24 de ore în zona 51. Zona 51 este una dintre cele mai secrete baze ale armatei americane. Este un loc foarte bine păzit și se spune că în această zonă pot fi văzute OZN-uri. Este o zonă super, super bine păzită și este foarte greu să intrăm în interior, așa că pentru asta avem nevoie de câteva lucruri. Fără să mai stăm pe gânduri, mergem direct să facem rost de ele și avem nevoie mai exact de un costum de militar și de o mașină specială de armată. Așa că pentru asta va trebui să mergem la baza militară să facem rost de aceste lucruri. Între timp am ajuns și la baza militară, s-a făcut ceasul 6, noi va trebui să așteptăm să se facă complet întuneric. Prima dată, haideți să inspectăm puțin zona, să vedem unde putem să găsim și noi un soldat, ca să putem să îi luăm hainele, ia să vedem. Mai este aici o intrare, hai să vedem dacă găsim cumva un militar pe aici. Ar trebui să fie acolo un paznic, ia să vedem, putem să-l omorâm? Opa, l-am auzit. Uite-l. Ia să vedem ce arme avem noi pe aici. Avem cumva un pistol cu supresor. Ia să vedem. A, și mai bine, o să folosim acest stun gun. Apoi o să-l omorâm și o să-i luăm hainele. Hai să vedem dacă reușim. Să trăiți, să trăiți. Am și o întrebare dacă nu vă deranjează. Să trăiți. Bun. Dă repede ceva. Dă-mi cuțitul ăsta. Let's go, boys, let's go. Bun, și acum putem să-i luăm hainele. Bun, băieți, acum că am făcut rost de costumul de militar, trebuie să facem rost de o mașină. Și având în vedere că sunt un militar, pot să intru în baza militară fără să mă ia poliția. Hai să mergem să căutăm o mașină ca să putem să intrăm în zona 51, pentru că doar militarii, doar armata poate să intre în zona 51. Să țin și arma așa în mână ca să pară complet normal. Hai să vedem unde găsim o mașină, băieți, că nu prea am văzut nicio mașină pe aici. Opa, sunt băieții la instructaj aici, să trăiți, sănătate, numai bine. Uitați aici, băieți, mașini, în sfârșit am găsit. În sfârșit, hai să luăm o mașină și să mergem spre zona 51. Bun, băieți, mai avem foarte, foarte puțin. Aici pe dreapta ar trebui să fie, ia să vedem. Uitați, băieți, din zona 51. Hai să vedem dacă o să ne lase să intrăm, sper să ne lase. Ok, ne-a deschis poarta. Salut, băieți, salut. Nu ne-au zis nimic, băieți, am intrat, let's go. Hai să ne lăsăm și noi mașina, o lăsăm aici. Bun, băieți, hai să intrăm. Ok, am intrat, băieți, let's go. Chiar sunt curios să văd cum este în interior. Opa, avem aici un... Să trăiți. Pe aici? Ok, mersi frumos. Foarte de treabă, domnul, foarte de treabă. Se deschide ușa? Bă, ești nebun. Cred că puteam să intrăm și cu mașina aici, da? Lasă, o luăm pe jos. Mamă, aveți mașini, ce au băieții aici. Bă, ești nebun. Uite, multe mașini de armată aici. Ia să vedem ce mai au băieții. Mamă, ce livări au mașinile astea pe el. Opa, s-a tras pe aici? Uite, și aici se deschide ușa, dar mai întâi vreau să văd ce mai e pe aici și după mergem acolo. Mamă, vreau să explorăm toată zona 51. Opa, ia să vedem aici ce este. Văd un drum aici jos, cu niște containere, văd... Și naibii aia acolo? What the fuck, scrieți voi în comentarii dacă știți. Putem să coborâm acolo, să mergem și noi mai târziu. Vreau un moment să văd ce este aici. Să trăiți, băieți, să trăiți. Uite, băieți, o bucătărie aici, băi, ești nebun. Mănâncă bine, băieți, mănâncă bine. Opa, aici văd niște birouri. Uite-l pe șeful, să trăiți șeful. Mamă, aici sunt băieții care lucrează la birou. Uite și o hartă. Ia uite pe băieți aici. Băi, ești nebun ăștia, se uită pe... Asta e harta din GTA, ești nebun? Bă, băiatule, multe lucruri dubioase se întâmplă aici. Hai să coborâm și noi aici să vedem ce este. Uite, văd eu multe avioane. Uite, Hydra. Ia să vedem ce mai e pe acolo. Tancuri. Băi, ești nebun. Mamă, câte tancuri sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tancuri, ești nebun. Mamă, și uitați-vă aici. Bă, băiatule, ce sunt astea? Ce ai, mă, ăștia de aici sunt pregătiți în caz de orice, ei sunt pregătiți. Multe avioane, văd și acolo o ambulanță. Cine știe ce fac cu ea? Helicopter. Mai văd un helicopter. What the fuck, ce-i cu mașina asta? Uite, un cargo bob. Holy fuck. Mamă, dacă e Hydra, sunt pe acolo. Uite și un tren acolo. What the fuck, ce e acolo? Chiar vreau să văd. Aici cred că este o zonă de antrenament, că văd că se trage. Aici nebun ce zonă de antrenament au ăștia. Ia uite-l pe ăla ce fuge. Ia uite. Aici nebun ce antrenament au băieții aici și uite un tren. Ia, ce e aici? Mamă, cred că pe aici sunt numai lucruri ilegale, numai rachete, numai chestii de-astea. Muniție, tot felul de chestii. Ok, hai să ne întoarcem. Hai să ne întoarcem să mergem și pe cealaltă zonă. Ia să vedem aici ce este. Meriwether Security. Holy fuck, cine știe ce e acolo? Ei nu vreau să știu. Hai să plecăm de aici să mergem în cealaltă. Hai să mergem în altă zonă din zona 5.
Hai să mergem în altă parte să vedem ce mai găsim în zona 51. Deci acolo am fost, hai să coborăm pe aici. Să vedem ce mai au băieții pe aici. Mamă, ce aici? What the fuck, ce-s astea? Rachete? Mamă, câte rachete au ăștia aici, ești prost? Holy fuck, mă sperie zona asta. Și aici, ia să vedem ce mai este. Mamă, uite câte arme sunt aici, ești prost? Băi, băiatule, ce-i aici? Uite ce patru. Ia aici, înăuntru ce? Minigun. RPG, mamă, ce-i aici de arme. Holy fuck, uite un minigun gold. Costumul, un costum de Bigfoot. Parașută, holy fuck. Multă muniție văd pe aici. Ok, ok. Ia să vedem aici ce este. Chestia asta cred că e ceva de petrol. Oricum, scrieți voi în comentarii că eu sincer nu știu. Mamă, câte cisterne și câte containere sunt aici. Ia să vedem aici în acest container ce este. Ce-i mă mâncați așa asta? Ia uite suc pe aici, uite. Mă, ce e asta? Detergent? Ce facem? Spălăm haine aici? Ia, hai să urcăm să vedem ce mai găsim. Multe pachete văd acolo, dar sincer nu știu ce se află în ele. A, aici am ieșit în zona cu mașini. A, ok. What? What the fuck, ce se află aici? Băi, băiatule. Bine, n-ai, că n-am murit, aici este o zonă secretă. Aici cred că se fac întâlnirile. Și aici cred că dorm soldații. Băi, ești nebun. Holy fuck, bine, n-ai, că n-am murit. O și mese de biliar, bagă și o bilă. Uite, văd aici o ușă, ia să vedem. A, mai multe paturi, uite-l pe asta. Aici cred că este un centru medical. Gogule, ce-ai puțin mâncați? Ești bine, mă, frate? Ce-ai puțin mâncați? Cine a tras în tine? Să trăiți, să trăiți. Ia să vedem aici ce este. Încă unul, uite-l și pe ăsta. Uite-l să scarpinăm poponeț. Da, aici este un centru medical. Hai să plecăm de aici. Aici ne câte lucruri ilegale se întâmplă aici. Hai să plecăm mai repede de aici, că nu vreau să-și dea ăștia seama că eu nu sunt un militar de fapt. Poate mă omoară ăștia pe aici. Hai să plecăm. Hai, să trăiți, o zi bună vă urez. Ne urcăm repede în mașina noastră și hai să plecăm o dată de aici. Țineți și mie poarta, băieți. Mersi frumos. Hai, vă pup, vale. Băieți, mie mi-a ajuns, nu mai vreau să merg în viața mea în zona 51. Mi se pare super înfricoșător tot ce se întâmplă acolo. Am avut noroc că nu m-au prins ăia acolo să mă omoare. Până data viitoare eu vă las în stânga mea cu un nou videoclip în care am fost polițist rutier, dacă vreți să-l vedeți. Eu am fost Mario și v-am pupat, pa, pa!